Mare lansare, mare. Partidul sau fundația Mișcarea Populară s-a lansat și în Argeș, sau mai bine spus, și-au lansat doar sediul. Ce își propun? Să scape județul Argeș de PSD. Cu ce candidați? Momentan nu au niciunul. Nu, încă nu ne-am gândit. Dorința noastră este să creăm un partid puternic, cu valori de dreapta. Așteptăm în continuare ca oamenii de valoare să se alăture acestui proiect minunat în care eu cred cu toată convingerea. Deocamdată am deschis doar sediul oficial al județului Argeș. Avem oameni care vin către partid, nu avem adeziuni semnate, pentru că eu mi-am dorit foarte mult să lansăm sediul prima dată, oamenii să vadă de ce suntem în stare și să vadă deschiderea noastră către acest proiect și încrederea cu care privim. În ceea ce privește rezolvarea problemelor județului Argeș, nici aici nu au un răspuns. Oare câte instituții au plecat din Argeș? Câte au plecat? Spuneți-mi noastră. Păi eu... sunt foarte multe. Da, din nou. Eu știu cu cât a scăzut PIB-ul României, dacă vreți, și am ajuns numărul 8.